Un tânăr de 18 ani a decedat după ce a intrat cu mașina într-un copac. Tragedia a avut loc în această dimineață pe traseul dintre satele Cărpineni și Mingir. Potrit poliției din Hâncești, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în copac. Din nefericire, acesta a decedat pe loc. Oamenii legii cercetează cazul.